Fără mașini și-au dat întâlnire pe bulevardul Ștefan cel Mare, de unde au plecat într-un tur al orașului. Au parcurs pe bicicletă un traseu pe marile bulevarde pentru a le arăta oamenilor că mersul pe două roți este o alternativă pentru deplasare. Printre cei 250 de participanți s-au numărat bicicliști experimentați, dar și începători în ale mersului pe două roți.